Accidentul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Bărbatul de 66 de ani a suferit arsuri la nivelul picioarelor și al mâinilor. Un echipaj de ambulanță a intervenit în comuna Drăgănești pentru un bărbat de 66 de ani care a fost victima unui accident casnic. În urma exploziei unei butelii, bărbatul a suferit arsuri pe gambe și pe antebrațe. Până la urmă, bărbatul a rămas internat la spitalul de urgență din Galați, unde va primi tratament de specialitate.